Polițiștii de frontieră a Rădenii au depistat 28 de cetățeni din Siria, Irak și Guineea care au încercat să treacă ilegal frontiera în Ungaria, ascunși în două tiruri. În data de 26 septembrie, la punctele de trecere a frontierei Nădlac 2, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de frontieră pe sensul de ieșire din țară un cetățean turc aflat la volanul unui ansamblu rutier înmatriculat în Turcia. Șoferul automarfarului transporta, conform documentelor de însuțire a mărfii, piese auto pe ruta Turcia-Germania. În urma efectuării controlului amănunțit al mijlocului de transport au fost descoperiți, ascunși în semi-remorcă, dintre bunurile transportate, 27 de cetățeni străini. Persoanele au fost preluate și transportate la sediul sectorului pentru cercetări, unde, în urma verificărilor, polițiștii de frontieră au stabilit că sunt cetățeni din Siria și Irak, ce intenționau să treacă în mod fraudulos frontiera de stat. De asemenea, la punctul de trecere a frontierei Vârșand, polițiștii au efectuat controlul asupra unui automarfar înmatriculat în Bulgaria, condus de un cetățean bulgar ce transporta capace de toaletă și porțelan din Bulgaria în Germania. În urma controlului a fost descoperită în semi-remorcă, printre bunurile transportate, o persoană de sex masculin. În cadrul verificărilor preliminare, polițiștii de frontieră au stabilit că este cetățean din Guineea. Având în vedere aspectele constatate, polițiștii de frontieră au demarat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de migranți pentru șoferi și tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat pentru cetățenii depistați ascunși în mijloacele de transport, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun.